Ce faceți? Să ne trăiți, domn primar. Să ne trăiți, vă mulțumim din suflet. Din suflet, niciodată. Nu mai mi-e rușine să spun că sunt în sectorul 5. Nu mai spun că sunt părăhoa. Nu mai mi-e rușine. Acum eu frumusețe, într-adevăr, cât ei mai trăi un an, doi, dar mă bucur și eu de frumusețea care n-a s-a cu să vă dea mea sănătate și la toată familia. Să rămână. Locuiți aici, da? Ușor. Domnul primar și gospodar. Să rămână, lăsați. Bravo, domn primar, președinte. Nu. Președinte, nu. Să ajungi președinte. Nu. Rămânem aici la sectorul. Rămânem că trebuie să trebuie să facem sectorul, să-l scoatem și noi la lumină. Când spui sectorul 5, să vă invidieze lumea. Avem de făcut curat în sectorul 5. Da? Sănătate să vă dea, domn. Eu mă bucur când văd pe chipurile dumneavoastră satisfacție, pentru că sunt banii voștri, îi vedeți, sunt aici, oricând și nu numai aici, în tot sectorul. Din păcate, absența mea de un an de zile, dar vom recupera, era mult mai departe, dar ușor recuperăm. Da, o să fim invidiați, cum cei din sectorul 4 sunt invidiați, așa și noi, pentru că știți de unde am plecat. Sectorul 5 am ambiție să-l facem mai abitir decât sectorul 4. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Le facem pe toate pe rând, da? Toată lumea când vede că începe ce vrea tot acum, s-a așteptat oameni în 30 de ani. Credeți că am bagheta lui Romburac sau ce dau, mă dau peste cap și fac blocurile, vorbim și de resursa financiară. Cred că sunteți conștienți și vedeți că s-a început ceva și s-a început din 2020. Uitați-vă în tot sectorul, oameni buni, nu numai aici, și toată lumea așteaptă. Și când vede că a socut aici, păi nu vă dați seama când a început această menajeră, toată Rahova că vrea la fel. Păi stați-mă puțin, nu pot să fac, pun resursă financiară, resursă umană și așa mai departe. Dar încet și cu răbdare. De obicei ați văzut la anumite recepții sunt cărcotași, malgă. Aici, bine, am și stat împreună cu toții pe șantier, pentru asta eu vă mulțumesc. Chiar vă mulțumesc, ați dat dovadă de implicare, ați dat dovadă de, pot să zic, unitate, că ați lucrat o grămadă de societăți și am făcut-o în timp record.